Primăria Călinești lucrează la numai puțin de 15 proiecte de dezvoltare a comunei, dar și a satelor aparținătoare. Proiectele vizează investiții în rețeaua de canalizare, reabilitarea drumurilor, infrastructura școlară, dar și modernizarea iluminatului stradal sau digitalizarea administrației locale. Cele 15 proiecte de dezvoltare sunt finanțate din fonduri europene sau guvernamentale și se află în diferite stadii de implementare. În timp ce la unele proiecte se lucrează la documentații sau proiectare, altele se află deja în execuție, cum este și proiectul de înființare a rețelei de canalizare. Este un proiect de înființare canalizare în comuna Călinești, respectiv satele Călinești și Cornești și Văleni, lucrare în execuție, finanțare pe anghel salinii. Eu zic că aproximativ cam 35-40% din lucrare executată. Lucrările s-au început în septembrie 2023. Și sperăm până la sfârșitul anului 2024 să fie finalizat acest proiect. Credeți că cetățenii se vor raporta? Da, noi am prevăzut la fiecare gospodărie racord de conectare la canalizare. Și nu, gratis. Deci la limita proprietății am pus racord pentru canalizare la fiecare gospodărie. Și oamenii, din ce am văzut eu, chiar își doresc și sunt interesați să fie conectați la rețeaua de canalizare. Tot cu banii proveniți din programul național Anghel Salini, Primăria Călinești vrea să introducă și rețeaua de gaz în localitate. Avem un proiect de aducțiune a gazului, o asociație, un ADIC cu Comuna Giulești și Comuna Ognașugatag. Proiect finanțat tot prin Anghel Salini, dar deocamdată nu am făcut niciun demers în privința aceasta, doar că proiectul este finanțat. Urmează să demarăm pașii care trebuie făcuți în privința aceasta. Primăria Călinești a profitat și de liniile de finanțare provenite din Planul Național de Redresare și Reziliență sau Administrația Fondului pentru Mediu. Pe PNRR am proiect de înființare piste de biciclete, proiect de digitalizare a comunei, a primăriei și a comunei Călinești și proiect de dotare a școlilor cu mobilier și TIC. Trei proiecte am pe PNRR. Pe fondul de mediu, pe AFM, am un proiect de reabilitare a școlii gimnaziale Văleni, corpul B, un proiect de reabilitare a școlii Cornești, care va fi un centru de zi pentru copii, și proiect de urmează să încarc proiectul de canalizare pentru Văleni. Astea pe fondul de mediu. Cu banii proveniți de la AFIR, primăria a reabilitat Căminul Cultural din Călinești și lucrează la modernizarea celui din Văleni. Tot în lucru se află și noul sediu al primăriei, proiect finanțat de Compania Națională de Investiții. Mai avem un proiect de finalizare a lucrărilor la sediul nou de primărie, pe CNI, Compania Națională de Investiții. Și pe AFIR avem trei proiecte, Căminul Cultural din Călinești, care este gata, Căminul Cultural din Văleni, care este în lucru, și am un proiect de modernizare a străzilor din localitatea Văleni și Cornești. Și modernizarea iluminatului public este o prioritate pentru administrația locală din Călinești. Avem proiect finalizat pe localitatea Călinești și o să depunem acum să deschide sesiunea pe localitățile Văleni și Cornești, tot modernizarea iluminat public. În timp ce marile investiții se fac cu fonduri europene și guvernamentale, proiectele mai mici se realizează cu banii din bugetul local. Încă nu am adoptat bugetul, este în lucru și ne-am propus să continuăm cu pietruirea de drumuri comunale, pentru că este nevoie. Oamenii au nevoie de drumuri comunale pentru a ajunge la proprietățile lor. O să continuăm. În anii care au fost, în ultimii trei ani care am fost primar, am reușit să pietruim peste 35 de kilometri de drumuri comunale din bugetul local. Tot din bugetul local am extins rețeaua de apă aproximativ 6 kilometri de rețea, extindere.
Tot din bugetul local am reabilitat școala de la Văleni, care a fost arsă în 2019. Tot din bugetul local am reabilitat-o. Am făcut extindere de rețea electrică la sala de sport, tot din bugetul local. Am reabilitat stațiile de autobuz din bugetul local. Am făcut o parcare la școala din Văleni, în fața școlii, o parcare în fața primăriei, am făcut parcare că nu era. Am susținut învățământul, toate nevoile elevilor și ale profesorilor, am alocat fonduri și alte lucruri care au fost nevoie în comunitate. Anul acesta, din bugetul local? Anul acesta o să avem nevoie de cofinanțări la toate proiectele pe care vi le-am enumerat și o să continuăm cu pietruirea cât mai este nevoie pentru drumuri comunale. Câți bani din bugetul local ați alocat cofinanțărilor și dacă vă descurcați cu acestea, având în vedere că aveți foarte multe proiecte, iar cofinanțările cam la toate proiectele sunt destul. Am pus pentru fiecare câte ceva, o sumă, dar nu acoperim nevoia de cofinanțare. Pentru că sunt multe proiecte și nu o să reușim să acoperim, dar sperăm că guvernul să ne mai aloce bani pentru cofinanțări. La toate aceste proiecte se adaugă și investițiile făcute de Consiliul Județean Maramureș. Este vorba despre un microbus școlar și amenajarea unor stații de încărcare electrică.